Eram ieri la bancomat, asta vă spuneam. Și salut pe cetățenii alături de care am trăit momente. De ce ți-a fost o bani de la bancomat? Ca să-l împrumut pe Moș Nicolae Răzvane ieri. De ce am scos ieri? Mamă, au schimbat bancomatele, au băgat de-alea faine la mall. Mamă, sunt imense. Zici că e un ecran atât, nici n-am știut, am vrut să bag la păcănele. M-am dus în două bancomate, sunt noi. Oamenii, vă dați seama, Moș Nicolae le-au umplut. Teoretic le-au umplut. Practic, când am ajuns eu la 7-8 seara, nu mai erau așa de pline, nu mai erau așa de pline. Mă duc, bag cardul în stânga mea, un domn pufăia. Așa, pufăia? Mă uit la el, zic, bă, ăsta, o știi că sunt de sărac și cred că zice, se pe genul ăla, sărac. Bag acolo toate credențialele și în timp ce gândește că bancomatul gândește foarte mult, dar n-ai când îți ia bani la magazin de pe pionier, s-a zis-o, în două secunde ți ia. De luat ți ia, când ți dă e, Și cât timp gândea bancomatul, domnul din stânga zice, să știți că eu cred că nu prea mai are bani, că mie nu mi-a dat. Păi zic, și vrea acum îmi spui? Păi zice, am vrut să vă, poate dumneavoastră ați cerut mai puțin și poate. Fața mea probabil a arătat că vreau să cer puțin. Nu, zic, îmi zice la. Mai avem bancnote de 10 lei, câte vreți? Păi la, nu, dă încoa. Am luat cardul, omul a scos banul, omul am pus pe locul lui. Timp în care a venit un alt domn la bancomatul meu. Am făcut și eu, omul s-a uitat la mine și am continuat discuția. Pe om l-am lăsat la bancomatul 2 și exact în timp ce eu număram, că eu verific bancomatul, număram, la bancomatul 1 a mai venit tu. Bancomatul? Eu. Și eu. M-am apucat să-l verific. Dar de plan vreodată să dea bani mai puțin? Nu, niciodată. Dar dacă se întâmplă odată, cine îmi dă ea 10 lei? Și uite așa, mai lăsat doi amărâți la bancomat și fiecare practic făcea același lucru și l-ajuta pe celălalt spunându-i că nu mai e cașcaval. Sper că v-ați făcut treaba moșilor ieri sau dacă nu ieri de dimineață. Nu uitați, regula de Moș Nicolae este să puneți câte ceva în ghetuțele din casa în care ați dormit. Dacă merge. Dacă nu, mai dormiți odată și la noapte de ziua numelui și mâine eu am lăsat și niște biscuiței și un pahar cu lapte. Pentru ce? Pentru Moș Nicolae. Aia, pentru Moș Crăciun? Și pentru Moș Crăciun. Moș Nicolae nu bea lapte. Ba, lasă să bea și el. Poate la anul vine mai bogat. Îmi scriu o telespectatoare, mulțumesc tare mult că este vigilentă și că este alături de noi. Mi-a zis, aha, foarte bună gluma cu bancomatul, care, by the way, nu e glumă, mi s-a întâmplat ieri, adică sunt oameni care pot spune treaba asta, dar zice, ai spus-o și anul trecut. Înseamnă că ai pățit același lucru și anul trecut? Păi asta vreau să-i spun, doamne, să știți că noi nu stăm cu fofârlic, aici nu facem, povestim chiar lucruri reale, acum că le mai înflorim noi. Știți ce e mai nasol, doamnă, că a scos banii de anul trecut, tot pe ăia de anul trecut. Nu credeți că deci, e cam una, aceeași sumă, dar să nu credeți că a făcut de două ori retragere. Stimată nu. Doamnă, mă bucur că sunteți telespectatoare și că sunteți vigilentă, dar să știți că ori mi s-a mai întâmplat toată anul trecut și am repovestit, dar nu am mințit cu nimic. Deci chiar mi s-a întâmplat ieri. Îi salut și pe cei trei cetățeni care au fost ieri în într-o situație. Mamă, ce se înghesuiau bărbații la astea de machiaje. Aveau fața mea când m-am dus să văd cât am făcut la bac. Nu. Vine linia. Da, era. Deci, îți dai seama, Moș Nicolae nu se duce cu... Dar de la... ce să te duci tu ca băiețel, cu pistolar, să cumperi machiaj? De ce? De ce? Pentru că ai primit scrisoare, Răzvane. Exact. Eu n-am fost, nu mă băgați, n-am fost. Am trecut prin față să văd să iau atmosfera. Am băgat eu, degetul se iau. Și am văzut fețele disperate ale bărbaților care au fost trimiși să ia parfumuri. Pe vremea noastră, parfumurile erau două, știți foarte bine. Ăla lui maică-ta și ăla lui taică-tu.
Era simplu. Care nu era parfum, era aftershave. Exact. După care am mai urcat un pic și era ăla verde, că nu dau nume că e reclamă, și ăla roșu, unisex. Da, da. De dacă îi simt mirosul acum, bat un om, vă jur, l-a mirosit tot liceul și toată facultatea. Și pe pernele mele și dacă mergeam în vizită la o fată, tot aia mirosea. E, noroc că n-a fost caz. Acum îți dă... Hai, mă. Și dumneata, de ce râzi? Deci, acum, situația este atât de gravă cu atâtea cosmetice și parfumuri, că și cu poza pe telefon te duci și ești... Măi, ăsta o fi? Ia uite, dar ăsta e tot așa. Ăsta o fi sau ăsta? Hai să luăm literă cu literă. Apă de parfum sau apă de toaletă? Tot nu te descurci.